Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ne ține la inima ei. În comuniune cu ea ne alipim de inima Mântuitorului Iisus Hristos, care ne încredințează că inima curată nu o va urcisi, ci o va pune lângă inima sa. În pildele lui Solomon, în capitolul 23, versetul 26, se spune atât de minunat: dă-mi, fiule, mie inima ta. Așadar, dându-i inima Mântuitorului Iisus Hristos, ne împărtășim de iubirea cea dezinteresată care se revarsă din inima sa și îl iubim pe el prin harul și prin inima lui și prin această inimă fierbinte. Este smerită, dar este cea mai fierbinte inimă. De ce? Fiindcă este aprinsă de flacăra iubirii. Deci prin această inimă a Domnului să iubim și noi dezinteresat, așa cum ne-a învățat El să iubim. Fiindcă Cel care ne-a învățat să iubim este însuși Dumnezeu. Pe cruce, unde a fost răpunsă și coasta sa. Și de acolo a țâșnit sânge și apă. Aș vrea să vă mai împărtășesc un cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici, care ne spune că funcționarea nestăvilită a simțurilor noastre trupești e catalogată ca o travă pentru sânge. Și spune Sfântul Nicolae atât de frumos: dacă șarpele te mușcă de deget, o travă lui n-ar lucra dacă sângele n-ar duce-o la inimă. Când doctorul pune pe deget un leac, leacul nu ar ajuta dacă sângele nu l-ar duce la inimă. La inimă ajunge și o travă, dar și leacul. Tot ce otrăvește viața și tot ce lecuiește viața trebuie să ajungă la inimă și să treacă prin inimă. Dar prin ce se lecuiește sângele otrăvit? Prin alt sânge. Prin sângele lui Hristos, care a țâșnit și țâșnește perpetu din coasta sa, prin Sfânta Euharistie. Așadar, în această comuniune de plină cu Hristos, după ce ne-am curățit inima noastră prin taina pocăinței, într-o lucrare a virtuților și mai presus de toate a smereniei, ne unim cu trupul și cu sângele său. Iar inima noastră se unește cu inima lui.